ați dori să primim în continuare ajutoare din partea României, cum am primit până acum? Cunoașteți de ajutoarele pe care le-am primit? Cunoaștem, cunoaștem. Numai nu știu unde să mai duc ajutoarele astea. Asta deja e a doua întrebare din cauza corupției. Nu pot înțelege, parcă ar faci focul. De exemplu, despre peste 1000 de grădiniți care au fost renovate, sunt. Sunt, asta se știe. Microbuze pentru elevi sau sunt, salvări, mai în scurt, ambulanțele. Și noi avem o petiție pe care dorim să o trimitem în continuare către Guvernul României și atâta Republicii Moldova, pe care dorim în continuare să cerem asistență cu apărare comună față de agresiunea din Rusia, ca să menținem pace și liniște în țară, adică în caz de pericol să ne ajute. Investiții să vină din Occident, adică din Uniunea Europeană, cum au venit în România și s-au creat locuri de muncă, așa se creează locuri de muncă și la noi în Republica Moldova, pentru că mai ales în sate nu prea sunt locuri de muncă, tineretul pleacă peste hotare și este o problemă. Da, ia ca baba a rămas singură și îmblă de la o grădină la alta. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă și canalizare. Aveți apă trasă la voastră localitate? Canalizare nici atât. Ajutor cu pensii, șleacuri, medicamente pentru bolnavi și pentru oamenii nevoiași. Sunteți pensionară sau încă nu? Pensionară, pensionară. Eu încă sunt la grupă de 18 ani. Câți bani îi cheltuiți pe medicamente? Se duce mai mult de jumătate de pensie. Și treci. Am noroc că am băiat după hotare și mă susțin. Asta. Sponsor este. Dar ar trebui să susțină și statul cetățenii. Trebuie. Nu, dar și să facem. Cum? E gine că avem încă copii. Copii care ajută. Am, da, proste, lași, am doi copii. Lupta cu corupția și birocrație ca să dezvolte țara mai repede. Cum, după părerea dumneavoastră, avem o corupție mare la noi în țară? Este dezvoltată? Încă tare e dezvoltată. Unde nu te duci, nu dai, nu treci. În toate domeniile. Cam așa. Sunteți de acord cu aceste puncte? Sunt de acord. Despre ajutoarele care ne acordă România. Cunoașteți? Cunoaștem. Și că dacă suntem o limbă, suntem și un frate. Suntem același neamă? Da. Avem aceeași limbă, tradiții, folclor, gastronomie, o cultură și istorie. Și noi avem o scrisoare prin care dorim să le mulțumim pentru cele 1000 de grădinițe care au fost renovate în Republica Moldova, peste 200 de microbuze pentru elevi donate, gaz și curent electric când am avut nevoie. Da. Dar dorim să cerem în continuare asistență, cooperare comună față de agresiunea din Rusia, ca să menținem pace și liniște la noi în țară, să nu ajungă războiul din Ucraina. Nu vreau război, nu vreau război. Eu sunt bătrână, dar n-am avut nici foame, nici război, nici nu vreau. Investiții să vină din Uniunea Europeană. Cunoașteți ce este Uniunea Europeană? Nu prea, știu, da și. România, de exemplu, este în Uniunea Europeană, după ce s-a integrat în Uniunea Europeană, s-au creat locuri de muncă. Și am dorit și la noi să investească, să creeze locuri de muncă, ca tineretul să nu mai plece peste hotare, dar să aibă un lucru aici. Dar cum? Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă, tras, canalizare, mai ales prin sate, și ajutor cu pensiile și leacuri pentru bolnavi. Pensii vreau mai mari. Pensii vreau mai mari. Nu ne ajunge leacuri, ca număr de pensii, ca bieță. Și lupta cu corupția și birocrația, ca să se dezvolte țara mai repede. După părerea dumneavoastră, noi în țară corupția este o problemă? A pe vorba, dar nu știu, aud, la știri mă uit. Dar schimbări nu prea sunt. Mai buni? Da. Dar ce mai bun, șor și vrat? Nu am vedere, nu sunt schimbări că s-au micșorat corupția sau nu cumul. Știu, dar noi judecăm niciodată. Ați semnat așa o scrisoare să trimitem în Guvernul României și a Republicii Moldova? Să mai scălesc? Da, da. Nu vreau. Nu? Sunteți de acord, dar nu doriți să semnați. Da, nu vreau.